all goodness and well. We can have just one night, or we can have one whole life if we play it cool. Yeah, we can have that one thing, or we can have everything if our hearts are true. Bună dimineața, jamii mei. Astăzi este ultima zi în Slovenia. O zi minunată. Focul ăsta face toți banii, frate. Face și căldură. Mega faină. Bun. Bine ați revenit la noi pe canal. Pentru cei noi abonați aici, noi suntem o familie de români care s-au stabilit în Germania. Și din când în când ne place să călătorim. Asta o să și vedeți în videoclipul de azi. Regiune de ski, pe scurt, pe care am filmat-o când am ajuns aici, în prima zi. Unde locuim noi în Slovenia, puteți vedea în videoclipul de data trecută. Vi-l pun o dată aici sus. Vă puteți uita la el după acest videoclip. Să vă faceți o idee cât costă și cum arată o casă în Slovenia. Casa am găsit-o pe Airbnb. Uite cine a venit! Jamilor, pe scurt. Vom pedala prin stațiunea Bled, cea mai cunoscută zonă turistică din Slovenia, pe care vă recomand din toată inima și sper când veți veni aici să ne băgați un comentar, să ne mulțumiți. Cel mai vechi castel din Slovenia, din anul 1000, datează un lac glaciar cu o biserică în mijloc, la care nu v-am dus, dar mai multe în videoclipul de astăzi. Deci, vizionare plăcută, să dăm drumul la jamgerie. La sfârșit, poate am să vă spun câteva impresii pe care mi le-am făcut. Da. O țară minunată. Mai multe la sfârșit, frate. Și vom mânca și prăjitura lor tradițională, care este la fel ca... Și ce? Crepita. Crepita! Sunt uimit, plăcut. Uimit de această țară, frate, deci entuziasmat de ce tare au făcut oamenii ăștia cu turismul lor și cum și-au... n-am cuvinte, frate. Tot ce ține de turism au punctat. Orice, frate. Până și o prăjitură. Vine lumea aici să mănânce o prăjitură, care e la fel ca și în alte țări. Super hardcore. Uite, mai avem zăpadă. Focul arde. Nu mai vă țin foarte mult, că deja vorbesc de 5 minute. Vizionare plăcută. Am oprit rapid la Hotel Lipa. O să vă pun adresa în descriere. Sau căutați voi Hotel Lipa în Slovenia. Recenzii bune și am văzut o pipniță de vin, frate. Super tare, super tare. Și am primit un loc așa retras. Vă bag o filmare să vedeți cum arată în restaurant. Meretich. Meretich fiind real. Ok. În partea cealaltă vă spune bunul imediat. Ce asta? Ai gustat? Nu? Cu pește. Tunfish cu maioneză, pain condimentat, busuioc sau ce-am mai pus acolo. Usturoi. Mega bun. Mai ales când ce foame. Multă carne. Asta dar comandat. Dar ce îmi place? Cartofii de casă, frate. De ce aici? Mic. Dankeschön. Dankeschön. Ja, alles gut, danke. Passt. Dankeschön. Noch mehr? Ah, was ist besser? Ja. Kanto, Kartoffeln mega. Also, Kartoffeln bune. Ja. Cârnatul ăsta vreau să încerc. Da. Având în vedere că nu are nimeni să-mi țină camera sau ceva. Dar trebuie să mă bag la modul barbar. Te vede și trage.
Place spre tine. Te vezi unde e așa. Bun, îmi place că e maț, maț. A, așa. Îmi pare mult și rupe. Tare, frate. Mega tare. Terminatul. Asta nu mai mâncam nimic, da? Ce siflonat? Și eu nu cred la fel. Jaume cel mic are niște spaghete cu shrimps. Frate, hotelul ăsta chiar arată super tradițional. Deci m-aș căza aici lejer dacă nu aș avea o casă. Și ești aproape de toate pistele de schi. O casă e altceva, ai mediul tău. E aiurea într-un fel că trebuie să-ți gătești, dar e mai ieftin. E mai ieftin și mănânci ce vrei tu când vrei tu. Noi am mâncat acum toată carnea asta, dar cam mult. Noi mâncăm puțin. Mâncăm puțin, moderat, puțină cărniță, nimic exagerat. Dar priveliștea, frate, trebuie să vă arăt asta. Harbor. Și pe case mare. Și ce case frumoase. Chiar au niște case frumoase rău, frate, ăștia. Și îngrișite. Fii atent, îmbinări din alea de lemn. Mega fain și cu panouri. New to the old. Foarte, foarte frumos aici. Ce mi se pare mie super tare, că slovenii au reușit ce ar trebui să facă românii. Ei au reușit. Drumurile sunt curățate, ai semne peste tot. Deci nu am simțit nicio diferență când am venit din Austria în Slovenia. Uite-te și tu, parcare cu numere, cu din alea. Nu claxoane, nu mașini parcate ciudat. Cel puțin din ce văd eu la televizor prin România. Da, deci slovenii chiar au reușit, frate, ce vor să facă românii, românii inteligenți. Și să știți că la restaurant nu a fost aman ieftin. A fost cât a piperat, dar bun. Fără bătaie de joc, ne-am simțit bine primiți. Serviciul a fost de o calitate superioară. Am vrut să spun medie, dar a fost peste medie. Cu glumele alea când vine la masă și ne-a spus că da, eu am știut că sunteți din Germania, că după cum vorbiți germană, am știut că nu sunteți din Austria. De parcă ăștia nu vorbesc la fel, știi? Sau aproape că nu-ți dai seama. Uite pista. Uite, aia chiar schiază, frate. Pista vieții, care nu-i departe de aici, să vedem ce prețuri au dacă ai venit aici să schiezi, frate. Zăpada e din belșug. Uite-le pe ale mele. Ai bani tăi la tine, am la tine, am bani de 300 de euro la tine. Deci aici au o grămadă de lucruri de făcut. Noi suntem aici, Granja Gora, și locuim în Kosmartrucek. Iar mâine vom merge aici, la Slap Lucifer, dacă nu mă înșel, sau Matrucic Slap. Undeva aici, încă nu sunt sigur și contează foarte mult și ce vreme o să avem. Dar frate, uite câte piste de schi au și ce bine este organizat tot. Mega! Prima locație de astăzi, asta este 25, este Crăciunul. Au o cascadă foarte aproape de unde stăm noi, 3-4 km pe jos. Bice. Noris unde trebuie, pe creste. Iar Jami bagă beat. Asta este zona protejată din 1949 și vara găsește aici multe flori, faună. Și dacă nu mă înșel, aia este floare de colț. Poteca asta urcă până undeva la 1400-1300 se desparte. Noi o să mergem numai până aici, la o cascadă. Zona protejată din 1949. Bine. Ah, miroase a graști și nomeți. Continuăm drumeția. Show me what you got, blow the fire. Dice effects with the real hip hop. Dice effects with the real hip hop. Dice effects, and we came to rip shit.
prima întâlnire cu orașul Bled. Bled pe rus înseamnă prost, dacă nu mă înșel. Și mi se pare foarte tare când să gândesc că nu oricine are 2-3 euro în buzunar. Poate ai ceva numai de hârtie, ca în cazul meu acum. Iar acest automat ne va schimba în bani mărunți. Super. Tarifă un auto, 60 de minute, 2 euro. Perfect. Lacul Bled, jamilor. Cam așa arată. Lacul este un lac glaciar. Aceasta este cea mai turistică zonă din Slovenia. Minunat și curat. Aufsetzt. Cum? Ține. Să le facem, tu le filmezi. Să ce bine filmează. Alea sunt ude, nu sunt? Alea sunt prim. Filmezi? Nu știu. Da, filmează. Ah. Oh, ce-a băgat asta. Hai da. Acesta este drumul spre castelul de aici din Bled. Bledski grad se numește. Din anul 1011 stă aici și, dacă nu mă înșel, este cel mai vechi castel din Slovenia. Scanezi și ai turul. Dacă vreți să faceți turul ăsta virtual, puteți să intrați pe Google Play, Apple Store, Bled Castle Guide sau pe bled.virtualni-votigic.si. Interesant, frate. Uite, și vă las poza asta. Zdrang. Mă gândesc că același lucru îl găsiți și pe aplicație. Mega tare. Turist la cel mai înalt nivel. Haideți să vă arăt măcar cum arată, că nu e ceață, frate, cu alpi în spate. Minunăție. Minunăție. Biletul a costat 26 de euro. Doi adulți și un copil. Pentru adult, un bilet este 13 euro, iar copilul plătește 5 euro. Ai un shop de suveniruri. Sus, din câte văd, este o cafenea, ceva de genul, cu priveliște. Lacul este super tare, frate. În afară de o ușoară navigație cu aceste bărci electrice sau cu vâsle, bineînțeles că poți să închiriezi și tu ceva, dar există și locuri ca acesta unde poți să noți. Iar locul este destul de mare și foarte frumos amenajat. Ce nu vi-am arătat și a descoperit Vanda acum, e, frate, chestia asta. Foai. Ah. Adrenalin, frate. Hardcore. Jamilor, sunt foarte multe lucruri de văzut aici. Am să vă pun o piesă și vă arăt o parte din exponate. Normal, ca să intri aici, ai nevoie de COVID pass. Fără COVID pass, nu ai voie să intri. Sau test negativ. Vizionare plăcută.
să băgăm măcar un ochi aici. Nu-i nimeni? Mă gândesc că sunt și... Ce prețuri au? Dacă, dacă vin și oamenii... Între 10, de la 10 în sus. O salată cu 5 euro. Supă de vită. Oh, supă. 7 euro supă de vită. Tradițională slovacă. Wow, cu dumplings. Hai să mă și noi ce ori până să plecăm. Hai să mâncăm o ceoară. Acum? Restaurantul ăsta, că nu e ceață, arată într-un fel nemaipomenit. Fii atât de acum. Mirific. Și cu ceața. Mirific. Măcar te-ar fi bătut vântul să fi văzut steagul Sloveniei fluturând. Băi, ce tare au făcut oamenii ăștia aici. Mega, mega hit. Mega hit. Cu frică, da, ca lumea. Cu sticla asta mică, deci nu vreau să dai. Ți-e frică că o spargi, o? Am crezut că mi-a duce, frate, o ciorbă, unde nu? Unde-s legume? Unde-i pelusca cu... asta? Și mi-e menit și mă pusca la voi. O mai puțină. Să mergem de la hamburgerul ăla, să ne duci doi hamburgeri. Doi hamburgeri mâncat. Prima impresie? Foarte bună, e foarte puțină. Jamule, vrei un morcov? Măcar trei. Bă, nu pot să spun, dar gustul e foarte bună. Nemaipomenit. Jamilor, să nu mă întind prea mult la acest restaurant de pe Castel. E ceva cam scump. Este o experiență. Mergem mai departe. Jamilor, pe biletele astea, pe biletele de preț întreg, ai după aia pe un bilet 2 euro. Deci noi avem 2, primim un discount de 4 euro, orice cumpărăm de aici în valoare de 4 euro. Hai să căutăm ceva, am pus mâna, am pus ochii pe niște magnete care costă 1-3 euro, deci ne-am spus. Hai! Cred că lasă mă bag. Da, e foarte fain. Pe gratis? Da. 2? Două, că suntem foarte buni. Wow. Handmade. Da. O să vedeți pe videoclip, mi-a făcut omul o prezentare cum să cum fac chestia asta. Hârtia este handmade și fac presă cu o mașină replică după prima mașină pe care au avut-o ei aici. Asta da. Here, put the ink so the color here. Like that. So, and now paper. It's all handmade paper from wood and cotton. English or Slovensko? Slovensko. Slovensko. Kombinirom auto. Ročno izdelan, so handmade paper. Now everything goes inside. Deci așa printau pe vremuri, am zis. So here we have the print. Wow, yes. Nice. Everything here is in this it's way. It's handmade. Yes, handmade nice. Paper. And we'll try to do as much as possible in old way. So this is a replica of first machine, so Gutenberg's press machine. We make paper at home, handmade. Mm-hmm. And if there is a text, I have here letters, old original letters, then I put together one by one. Normally these I need for the names, if you print your name and so, then you collect everything and place it here. Nice. So, everything in old way. No, okay. Bun. Jamilor, ăsta a fost castetul. Castetul din bled. Vă pupă bunul și stay tuned. Vizionare plăcută în continuare. Cu următoarea locație unde vom băga ceva mangiare. De adevărat, nu o supă ca asta. Fără cum merg prețurile aici, un hot gin 6,50, risotto 12,50, ok, hamburgeri
12,50, știi? Da, zaca burger, din ăla cred că mănânc. Uite, un steak de pe grill, 23 de euro. Un filet de pui prăjit cu cartofi prăjiți, 12,90. Mama, aici au și Hausgemacht, să zic. Pizza, 12,90. Deci cam așa merg prețurile, 12 și ceva. Să vină mâncarea, frate. Mexican burger, se numește. Cartofii sunt înghețați. Barbecue sos. Mă bag în necunoscut. Curge bine. Mirific. Și curge. Arată bine apa asta dată pe el. E semos, fain. Medium, medium rare. Cum e? Iute? E bun. Strudel cu brânză dulce și cu nucă, Jamilor. Ăla vrea să-i gust. Asta nu e strudel. Am avea să-i gust de aici. Nu e strudel? Din asta. Și e role. Role. Ah, ok, o role. Poți să primești și o bucată din asta? Te rog frumos. Fix asta. Mi-ar plăcea. Nu, așa mea. Poți să ce mai faină ți-ai tăiat-o. Cum e? Nebunia, a? Iată că am și o furculiță. Să bag așa, mă. Și ce e asta? Miere, nu? Miere are dedesubt. Tot ce am mâncat aici a costat 64 de euro, mai ieftin decât supa aia cu 7 euro. Deci, supa aia, mă, da, gata. În orice supa caz. Aia cu 7 euro fost... Cu tot cu desert. Aici am băut două beri fiecare. Exact. Mari, de 500. Mari, de 500, nu la 33. Ne-am păcălit acolo, ne-am păcălit, dar a fost o experiență. Era în castel, frate. Acolo în celălalt ieftin. Nu. Plus că risc să stai capul. La castel. Nu știu, m-am gândit la asta. Bun, și amilor, hai să vă arăt prăjitura vieții din Bled. Ce n-are plăcută? Inițial, 2,29. Prăjitura vieții din Slovenia. Prăjitura lor furată de la români. Ha, 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 ha. Asta am luat care, uite așa. Crempită! Uite cum arată, frate. Stai, uite-o să iei. Wow. Liniște s-a făcut. Oamenii vând la magazinele lor salată băf, frate. Să știți că nu e rea. Am mai mâncat de la magazine rusești. Am mai bat nuclea. Bun, videoclipul ăsta nu e neapărat despre salata de băf. Wow. Cum e? Ce părere aveți? Opa, baby! Să cam sparge așa, pe nu? Tot timpul, da, din cauza la pasta asta de sus. Dar pasta asta de jos, ce are în ea? Care? O budincă, e cremă de vanilie. Cremă de vanilie și deasupra? Spumă de ou. Fac eu așa? Da! A noastră e mai bună. A noastră e mai bună că are blatul ăla. Și are mai multă cremă. A noastră are fluidat în urmă? Exact. Și din gândirea asta, îți crema de vanilie, dar n-are și albul ăla. Ca de puțin... Și țărmiți e poză, pentru noi așa acolo. Și mai rești și jos blat. O să iau eu blatul ăsta, da, mulțumesc. Direct. Asta nu e blat de uite, tu uitaj. Cred că e diferență. Calapta, ceva. Pentru una din comerț, foarte pe ansamblu, foarte bună, sau? Foarte bună. A fost prăjitura, jamilor. Vă pupă bunul. Mi-am luat una. Astea sunt imagine. Am luat-o direct de la o cofetărie. A fost la fel. Nu, nicio comparație între asta de la supermarket, cum ar veni Aldi, Lidl sau așa, da. Și cea de la cofetărie. O mică. De la cofetărie au avut pe... O să plătă tai cu macrocant. Vă teleportez înapoi. Sunt aici, frate, niște vile. Vila asta se numește Vila Bled și arată într-un fel fenomenal. Și au barca lor, au pe treabă, uite-te și tu cum arată. Îți imaginezi ăsta lui care a fost vila, ce filme avea. Frumos. Și brazii ăștia de la intrare. Foarte fain puși.
Bun, cam așa e tot drumul, frate, pe drumeție și pe o parte și pe alta. Suntem pe 26 duminică. Noi pedalăm că mai avem jumătate de oră de parcare. Pedalăm la maxim încât să nu ne trezim cu vreo amendă. Am ajuns unde am plecat, frate. Fii atent. 15:29. Pünktlich. Deutsche Qualität. O țară minunată. Turismul, frate, la un standard cum ne așteptam. Ne-am simțit aici ca acasă. Drumurile foarte bine semnalizate. Toate locurile turistice, toate locurile pe care le puteți vizita sau unde puteți face ceva, foarte bine marcate pe traseu și peste tot foarte bine organizat. Am fost la magazin să ne mai facem câteva cumpărături, am primit calendarul ăsta. Fii atent ce tare. Asta, dacă nu mă înșel, e fix aici, în localitatea asta, cu toate vârfurile de pe partea cealaltă. Ce păcat că n-am avut o zi senină acolo la Bled. Fii atent ce frumos e și primăvara. Wow. Wow, 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 wow. De-aia zic, frate, Slovenia cam subestimată la turism. M-am uitat pe hartă, din România până aici sunt 1000 de kilometri. Trec prin Serbia, ceva de genul. Sunt graniță cu Croația. De aici pot să pleci în Italia, foarte aproape de Veneția, aproape, depinde unde ești, mai mult sau mai puțin aproape, dar oricum la graniță. Plus că poți să vizitezi prin Austria, în funcție de cât timp ai și cu ce ai venit. Ce m-a surprins, într-un mod neplăcut, au fost prețurile. Adică mă așteptam să vin aici și, bun, acum nu să fie foarte ieftin, dar mult mai ieftin ca în Austria, ca în Germania. Astea au fost așteptările mele, să vă spun sincer, însă nu a fost așa. Acum, exceptând restaurantul ăla de la Castel, era normal să fie ceva mai scump și să nu-ți dea nimica, sau prea puțin. Înțeleg că suntem într-o stațiune de schi sau aproape de ea, că sunt prețuri de munte, dar, frate, unele chestii chiar m-au dat peste cap. De exemplu, trebuie să cumpărăm o folie de aluminiu pentru rața pe care am făcut-o ieri. Și da, 4,25 € costa folia de aluminiu normal, la reducere 3,50 €. În fine, nu mai vreau să spun, dacă veniți aici, să veniți pregătiți cu cașcavalul la voi, frate. Să mai vă arăt o dată. Nu știu cât de bine se văd pe cameră vârfurile. Păcat, frate, păcat că n-am avut o zi așa senină acolo în Bled. Dar nu e nicio problemă, cu siguranță vom mai veni. Ceva ceață pe partea asta iasă din pădure. Este foarte cald, s-a topit foarte multă zăpadă. Pe de o parte ne bucurăm că nu a nins, îți dai seama că cam greu să ieși de aici cu mașina dacă îi dă o ninsoare din aia toată noaptea. Minunat, minunat. Bun, geamilor, asta a fost Slovenia, sper că v-a plăcut videoclipul acesta. Băgați un like la bunul, subscribe dacă nu te-ai abonat deja, e pe gratis încă. Și la mulți ani. În cât suntem azi? 28? Și la mulți ani, pentru că cel mai probabil videoclipul ăsta va apărea în 2022. Bine ați venit! La revedere! Jamu vă pupă! Everything you did has already been done. I know all the tricks from bricks to Kingston. My kingdom, major kingdom, one run. To understand El Boogie, not violent. But if a thing tests me, run for me, can't take
creation. A groupie call you far from temptation.